Apropo de curzi, Turcia a intervenit militar în Siria pentru a împiedica crearea unei zone autonome curde în nordul Siriei. Turcia consideră grupurile curde din Siria drept teroriste și a susținut că acțiunile lor reprezintă o amenințare la adresa securității lor naționale. Dați seama acum că Erdogan are această problemă cu curzii din Turcia, care sunt vreo 20 de milioane, se gândește, bă, se retrag ăștia acolo în Siria și creează în zona de nord, de partea de sus a Siriei, și creează acolo un centru de comandă. Cine știe ce doamne artă mă fac acolo, de aceea dă să facă un război în Siria, tocmai pentru a împinge curzii cât mai departe. De asemenea, Turcia a fost susținător puternic a rebelilor sirieni care au luptat împotriva regimului Bashar al-Assad și a văzut intervenția sa în Siria ca pe o modalitate de a sprijini această rebeliune. Acum vrea să intervine militar acolo cu scopul, pe care vi-l spuneam un pic mai devreme, de a rezolva problema curzilor din regiune.